de pământ, a ta mâna sărasă, al săracilor părinte, dădător de cele sfinte, vino și ne luminează. Am întrebat un tânăr cu ce este Duhul Sfânt. A răspuns cu episcop. Preasfințite, în numele celor 132 de tineri și numele întregii comunități, care cu multă emoție, speranță și bucurie au așteptat această sărbătoare a rusailor, vă spunem, bine ați venit acasă. Acest loc sacru, această măreață biserică, răsculesc cele mai frumoase și profunde amintiri. Aici ați primit sacramentele Bisericii creștine. Aici, la acest altar, ca preot al lui Hristos, a celebrat prima Sfântă Liturghie. Și în urmă cu 2 ani, a celebrat Sfânta Liturghie ca episcop și păstor al diecezei de Iași. De ce atâta emoție, de ce atâta bucurie și speranță? Trăim într-o lume care se îndepărtează de adevăratele valori, devenind o lume egoistă, lipsită de adevăr și dreptate, lipsită de iubire. Avem atâta nevoie de Duhul Sfânt și de darurile sale, de Duhul Iubirii și al dreptății, de Duhul Adevărului. La începutul acestei sfinte liturghii, vreau să le mulțumesc părinților și nașilor, care astăzi vă priviți copiii cu ochii umezi de fericire și bucurie, pentru toate sacrificiile pe care le-ați făcut pentru ei. Duhul Sfânt să vă întărească și să vă lumineze misiunea nobilă de părinți și nași. Salut cu bucurie prezența autorităților locale și centrale, a domnului primar, ca Ștefan, a domnului viceprimar, Ștefan Antonică, a domnului deputat Lorențiu Leoreanu și tuturor consilierilor locale. Duhul Sfânt care va coborî asupra acestor tine să vă dăvească și dumneavoastră cele daruri necesare pentru a trăi împreună în adevăr, dreptate și bine. Preasfințite Iosif, păstorul și prietenul nostru, în numele parohiei Sfânta Fecioară Maria Regina, cea pe care i-am invocat toată Regina Cerului și a Pământului, vă rugăm să conferiți taina Sfântului Mir, pentru ca Duhul Sfânt să coboare asupra acestor tine și a întregii comunități. Răspuns salutului dumneavoastră de prin glasul Părintelui Pavel, spunându-vă din inimă, bine v-am găsit. Într-adevăr, am venit astăzi cu Duhul Sfânt. Am venit cu bucurie în localitatea natală, dar am venit în calitate de păstor al diecezii de Iași pentru a împărți darurile Duhului Sfânt, pentru a-L invoca pe Duhul Sfânt cu darurile sale, să coboare asupra acestor candidați la mir, dar și asupra noastră a tuturor. Acela Duh Sfânt să ne călăuzească întotdeauna în viață pentru a face binele și a evita răul. Și pentru că am cedat de multe ori în fața ispitirilor celui rău, acum am început de recunoaște păcatele și cerem iertare cu umilință lui Dumnezeu ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii și a tainei Sfântului Mir. Mărturisesc. Thank you.
Thank you.
dacă Dumnezeu ne-a iubit astfel și noi suntem datori să ne iubim unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi și iubirea Lui nu este desăvârșită. Prin aceasta cunoaștem că rămânem în El și El în noi. Ne-a dat din Duhul Său. Iar noi am văzut și dăm mărturie că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca Mântuitor al Lui. Oricine mărturisește că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Noi am cunoscut și am crezut în iubirea pe care Dumnezeu o are față de noi. Dumnezeu este iubire și cine rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu, iar Dumnezeu rămâne în El. Cuvântul Domnului. Atunci Maria a spus,
iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și îngerul a plecat de la ea. Vedeți, am îmbrăcat haina de culoare roșie și voi, la fel, aveți această culoare cu banderolele cei șapte reprezentând sau simbolizând darurile Duhului Sfânt și fiecare cu un medalion cu roșu și acolo un curumbel cu razele invocând sau reprezentând darurile Duhului Sfânt. Celebrăm astăzi aici o altă sărbătoare, împreună cu mama noastră cerească, sărbătoarea Duhului Sfânt, sărbătoarea Rosariilor, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt asupra voastră, candidații la mir, moment pentru care v-ați pregătit, spunea Părintele, de lung și ați așteptat mult această zi frumoasă de referință în viața voastră. Dar același Duh care va coborâ asupra noastră tuturor, care îl iubim și care îl chemăm în ajutor, pentru că avem nevoie de Duhul Sfânt. Biserica este vie de 2000 de ani și n-a putut fi învinsă de porțile iadului, adică de toți dușmanii care au încercat, dacă citim istoria Bisericii, de nenumărate ori să o distrugă, să o anihileze, cum a încercat comunismul la noi 40 de ani și n-a reușit, pentru că este în ea prezent Hristos, iar Hristos lucrează în biserică prin Duhul Sfânt.
acela despre care îi spunem un crez, ia să văd dacă știți crezul, copiii cei de la candidații la mir. Eu încep și voi continuați, dar tare, să auzim și ceilalți. Cred în Duhul Sfânt, Domnul, mai tare, care de la Tatăl, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a trăit prin prorocii. Până aici. Vedeți câte lucruri știți voi despre Duhul Sfânt? Și noi toți ceilalți care recităm crezul cu pietate, cred în Duhul Sfânt care este Domnul, adică Stăpânul, ca și Tatăl, ca și Fiul, Dumnezeu adevărat, care de la Tatăl și de la Fiul urcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și îl adorăm pentru că este Dumnezeu adevărat și care a grăit prin proroci. El este Cel care a inspirat pe proroci, pe cei care au fost chemați și aleși de Dumnezeu de-a lungul întregii istorii a omenirii ca să vorbească în numele Lui Dumnezeu. Despre ceea ce Dumnezeu voia să comunice omenirii, El este Cel care și astăzi vorbește prin proroci, adică prin biserica Sa, prin cei care o conduc ierarhic, Papa de la Roma, episcopii, preoții, dar și toți credincioșii. Pentru că toți avem această misiune numită profetică și suntem chemați să profețim. Dar nu în sensul în care înțelegem noi a profeții înseamnă a prevesti viitorul, nu. A profeții vine din latinescul profarii, care înseamnă a vorbi în numele Lui Dumnezeu, a vorbi despre Dumnezeu și cele revelate de El. Și toți avem această chemare prin botez. Noi, preoții și eu ca episcop, Papa de la Roma, suplimentar prin consacrarea noastră, suntem chemați să fim profeți, să vorbim lumii despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos, despre Evanghelia Sa, adică despre învățătura Sa cea nouă. Așa cum putem fiecare, prin cuvinte, dar mai ales prin faptele vieții noastre. Pentru că o credință fără fapte este moartă. Duhul Sfânt este Cel care dă viață bisericii întotdeauna, Cel care apără biserica și o face să fie mereu vie peste veacuri și să reziste tuturor atacurilor venite din partea dușmanilor ei. Acum, după ce voi, candidații la mir, l-ați primit mai întâi pe Duhul Sfânt la botez, îl veți primi astăzi, în mod oficial, ca să mă exprim așa, cu darurile sale, ca să puteți mărturisi toată viața voastră credința creștină primită la botez. Să nu creadă careva dintre voi, candidații la mir, că primind această taină, de acum gata, ați terminat-o, ați ajuns la un moment de sosire și ați terminat. Nu! Abia acum începeți cu adevărat, conștient și cu maturitate, să vă trăiți credința voastră, acolo unde vă veți desfășura viața și activitatea pe fața Pământului, până la adânci vă trăiți. Să dea Dumnezeu să ajungeți la 100 de ani și după aceea să începeți pe a doua. Anii sunt de la Dumnezeu, dar cât trăim pe Pământ, avem datoria să-L facem cunoscut pe Dumnezeu, să-L facem cunoscut pe Iisus, să facem cunoscut învățătura Lui, să arătăm cu alte cuvinte că suntem creștini, așa cum am primit această demnitate la botez și acum mirul se mai numește și confirmațiune, adică vine Duhul Sfânt să confirme, să întărească în voi darul primit la botez, să mărturisiți cu mult curaj credința creștină până la sfârșitul vieții voastre. Astăzi am cerut ca la Sfânta Liturghie, pe lângă cele două lecturi, prima lectură e luată din cartea istorică a Noului Testament, singura carte istorică din Noul Testament, numită Faptele Apostolilor.
Acolo, ați auzit, a fost vorba despre cum s-a petrecut, s-au petrecut lucrurile în ziua de husar. Când Duhul Sfânt, așa cum a promis Iisus, a 40-a zi, de la înviere, înălțându-se la cer, după alte 10 zile, îl trimite pe Duhul Sfânt și a promis că îl va trimite. E de folos ca eu să mă duc. Dacă nu mă duc apărătorul, mântuitorul, nu va veni la voi. Mă duc, îl voi trimite și el vă va învăța toate. Vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu vouă și încă multe alte lucruri, pentru că multe am să vă mai spun, spune Iisus înainte de a se înălța la cer, dar nu este momentul acum, va veni Duhul pe care eu îl voi trimite și l-a trimis în ziua de Rusalii, a 50-a zi de la învierea sa. De aceea sărbătoarea Rusalilor se mai cheamă și a 50-ii. Și cum l-a trimis? Ați auzit cum ne descrie Sfântul Luca, cel care a scris una din cele patru Evanghelii, cum l-a trimis Iisus pe Duhul Sfânt. S-a făcut mai întâi un zgomot puternic, o vigilie. Cum vedeți că mai vine vară, după călduri, zile călduroase, vine câte o vigilie așa de puternică, încât e în stare să ia acoperișurile de pe case, de pe blocuri, să rupă copaci, ați văzut și la televizor, acum, de atâtea ori. De ce apare în această formă Duhul Sfânt? Pentru a arăta ce forță mare, ce putere mare are Duhul Sfânt în viața noastră, aici, pe Pământ. Și apoi, coboară asupra fiecăruia dintre ei sub formă de limbi de foc, flăcări de foc. Cum vedeți acolo, cele 7 daruri ale Duhului Sfânt, reprezentate ca niște limbi de foc. Focul vrea să ne aducă aminte că Duhul Sfânt are menirea să aprindă în noi focul iubirii, a iubirii față de Dumnezeu și a iubirii față de semenii noștri. Să trăim iubirea, pentru că toată religia noastră creștină o putem sintetiza într-un singur cuvânt, iubire. Dumnezeu fiind iubire, ne-a creat din iubire și vrea să trăim în iubire așa cum El este iubire. Totul în Sfânta Treime, vedeți, reprezentat în sus, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Totul în Sfânta Treime este iubire. Iar Dumnezeu n-a voie să țină în El acest lucru ce l-a exteriorizat. Cum? Creind. Creind în 6 zile, cum este descrisă creația în Biblie, și a 7-a zi s-a odihnit. Și a creat atât de multe lucruri minunate, nu numai Pământul pe care trăim noi, întregul Univers. Cei care studiază astronomia rămân înmărmuriți ce este în Universul acesta. Lucruri pe care nici nu le putem vedea cu ochiul. Și asta nu au apărut de la sine, cum spun ateii. Le-a creat Dumnezeu și l-a creat la urmă pe om, capodopera creației sale vizibile. Noi suntem această capodoperă. Și spune Biblia că pe noi Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Adică să fim și noi ca și El iubire. Și nu ne putem simți împliniți, nu putem avea liniște și pace adevărată, armonie în viața noastră, în familiile noastre, în comunitățile noastre, decât trăind iubirea. Și nu oricum, ci așa cum ne-a predat-o Fiul lui Dumnezeu care a venit pe Pământ, Iisus Hristos. Ne-a iubit așa de mult încât și-a dat viața pentru noi. Această iubire vrea Duhul Sfânt să o aprindă în sufletele noastre și să o trăim. Și atunci putem schimba fața Pământului. Așa cum cântăm de atâtea ori, trimite, Doamne, Duhul Tău și vei reînnoi fața Pământului. Dumnezeu poate să reînnoiască fața Pământului și o face, dar cerând colaborarea noastră. Duhul Sfânt aici are un rol covârșitor. Dacă există o eră a creației în care protagonist este Tatăl, Sfântă Treime, dacă există o eră, care îi spunem era mântuirii, în care protagonist este Fiul, cel cu crucea de sus, de pe mozaicul de fața noastră, pentru că El ne-a mântuit prin crucea sa pe care a murit
și apoi a dus la înviere, există și o eră a sfințirii în care trăim și noi astăzi și va trăi biserica și omenirea până la sfârșitul ei. Era Duhului Sfânt. Era în care protagonist este Duhul Sfânt reprezentat sub formă de porumbel. Asta nu înseamnă când vedem un porumbel, spune, uite că Duhul Sfânt. Porumbelul este un simbol pe care îl folosim și noi oamenii, simbol al păcii. Păi nu-i place un porumbel, este o pasăre așa de gingașă, așa de frumoasă. Și pentru că Duhul Sfânt are ca rol, una din misiunile sale este ca să înfăptuiască pacea în sufletele noastre, între oameni, pe fața Pământului, atunci când oamenii colaborează cu El, de aceea îl reprezentăm ca un porumbel. Dar nu înseamnă că porumbelul este Duhul Sfânt. Dumnezeu este ființa supremă care nu se vede. Voi l-ați văzut pe Dumnezeu vreodată? Da sau nu? Nu. De ce nu-L vedem pe Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Dumnezeu este un Duh. Deci Duh desăvârșit. Duhul nu se vede. Așa cum nu vedem aerul din biserică. De aici îl vedeți? Există aer? Dar de unde știți că există aer? Uite că o tragi un măger. Respirăm aerul, nu? Ca altfel am putea trăi fără aer. Nu, am fi luat stăzi, nu vedem să mă apuntăm la aer. Deci aerul și totuși există aer, nu se vede. Cum și curentul. Vedeți, becurile sunt aprinse acolo, dar dacă desfacem firul electric, ne uităm în el, se vede curentul. De unde știm că există curent în firul care alimentează aceste policame? Din faptul că ele sunt aprinse. Deci efectul. De unde știm că există Dumnezeu? Pentru că nu-L vedem. Dacă nu-L vedem, nu înseamnă că nu există. Știm că există Dumnezeu din faptul că, spre exemplu, luăm numai armonia aceasta din cosmos, din Universul creat. Nu putea să apară de la sine. Noi suntem opera creației lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe noi ca pe o bijuterie. Nu există ceva mai nobil, mai complex, mai minunat în Universul creat decât omul. Nici o navă cosmică, pentru că tot omul cu mintea pe care cine a dat-o? Dumnezeu. El este Creatorul nostru. Astăzi, ca să nu mă mai duceți foarte explicații, astăzi Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime, va coborâ asupra voastră, candidații la mir, și voi să vă lăsați călăuziți de acest Duh pentru a face binele, pentru a trăi iubirea, pentru a fi răspânditori ai dragostei lui Dumnezeu în lumea în care trăiți acum și veți trăi toată viața voastră pe fața Pământului. Ia să văd dacă v-ați pregătit pentru ziua de astăzi. Cum se cheamă sacramentul pe care îl primiți? Mirul. Ce este mirul sau confirmațiunea tot? Mirul sau confirmațiunea este un sacrament prin care promovim pe Duhul Sfânt în darurile sale ca să fim împărțiți cu tărie credința creștinească. Ei, vedeți, tocmai definiția, îi spunem totul despre sacramentul pe care astăzi îl veți primi și pentru care v-ați pregătit în deluc și ați așteptat această zi frumoasă. Mirul este un sacrament, o taie, ceva sacru, sacru, sacrament. De la sacru, 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 din limba latină, care înseamnă sacru, sfânt. Deci este un sacrament pe care l-a rânduit, l-a înființat Iisus și prin care dobândim pe Duhul Sfânt, a spus voi. Dar cine este Duhul Sfânt? Ia să deci îl primiți pe Dumnezeu cu ceva adevărat, treia persoană din Sfânta Treime. Și Sfântul Duh vine așa cu mâinile, cu aia cu aia sau cu darurile sale. Uite, sunt, ne-am dat sau așa. Hai, să-l spui de vreo
taina Sfântului Mir și lasă pe Duhul Sfânt să lucreze în viața sa, Duhul Sfânt produce în el multe roade, minunate roade. Roadele Duhului Sfânt sunt mai mult decât 7. Sunt nenumărate. Le-ați auzit în lectura din Scriptura Sfântului Pavel către Galateni. Toate aceste daruri sunt sintetizate în darul iubirii despre care l-am vorbit. Pentru că Duhul Sfânt este numit Duhul iubirii lui Dumnezeu. Ei, avem atâtea pacea. Ia să vedem dacă ați spus cine ați spus lectura toată astăzi. Stai că ne lungim prea mult. Deci e vorba de mai multe daruri pe care Duhul Sfânt, sau efecte pe care le produce Duhul Sfânt, roade ale sale în sufletul celui care le primește, și pacea, și armonia, și îndelunga răbdare, și toate celelalte, înfrânare și așa mai departe, toate sunt roade, efecte ale Duhului Sfânt în viața omului care lucrează, conlucrează cu Duhul Sfânt. Ei, atunci când ați spus băteza, dragi copii și candidați la miră, adolescenți, tineri, când ați spus botezați, părinții și nașii voștri au dat mărturie, în locul vostru au mărturisit credința. Acum, vă rog să vă ridicați toți în picioare. Dacă voi, înainte de a vă conveni, de a vă conveni taina Mirului, să mărturisiți de data aceasta voi, cu gura voastră, credința în Dumnezeu și în cele revelate de El. De aceea să fiți atenți, între timp am credeți vă cu mărturile, vă voi explic. Lumânarea aprinsă este un semn extern al credinței vii pe care voi o aveți în sufletele voastre și sunteți gata acum să o mărturisiți public împreună cu noi toți ceilalți. De aceea veți răspunde la întrebări la singurat. Mă depăd respectiv cred. Așteptăm puțin ca să vă aprindeți în numărul. Așadar și ceilalți care participăm la Sfânta Liturghie și preoții și credincioșii din biserică și de afară și cei care ne urmăresc pe internet, veți răspunde la întrebări ca o reînnoire a comisiunilor de la botez, iar voi, după ce părinții și nașii candidații la mine au făcut-o în locul vostru la botez, acum păstrați voi cu gura voastră. Dar mai întâi să vedem ce vrea să mă întrebe Părintele Paru, vrea să mă întrebe ceva. Prea Sfințite Sfânta Maică Biserică, vă rog să împărțiți acestor copii și tineri sacramentul Sfântului Mir. Știi că sunt vrednici? După cele știute din timpul pregătirii și după mărturia dată de părinții și nașii lor, mărturisesc că au fost aflați vrednici. Vă mulțumim, sunteți prezenți cu sufletul, cu trupul, cu toată ființa voastră și răspundeți la întrebări. Credeți în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului? Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Fecioara Maria, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din morți și acum șade la dreapta Tatălui? Credeți în Duhul Sfânt, Domnul cine viață Mătătorul, care în ziua de Rusalii s-a dăruit apostolilor, iar astăzi vi se dăruiește și vouă? Credeți în Sfânta Biserică Catolică, în mărtășirea Sfinților, în iertarea păcatelor, în învierea morților și în viața veșnică? Cine este potrivnicul lui Dumnezeu? Diavolul, nu? Vă repădați de Satana și de toate faptele lui și de toată avenirea lui? Mă repăd! Acum, repetați după mine, aceasta este credința Bisericii. Aceasta este credința Bisericii. Aceasta este și credința noastră. Aceasta este și credința noastră. Iar noi suntem fericiți să o putem mărturisi. Iisus Hristos, Domnul nostru, amin. Iisus Hristos,
pentru că urmează o rugăciune prin care îl invoc pe Duhul Sfânt cu darurile sale. Ales.
păcatul de veci pe
Campina Maria. Bine, Campina Maria. Familiile noastre.
noastre, pentru a se bucura și ei astăzi de acolo din cer împreună cu noi. Să ne rugăm! Dumnezeule, care l-ai trimis pe Duhul Sfânt apostolilor și prin succesorii lor, l-ai trimis tuturor membrilor bisericii tale, ascultă rugăciunile noastre prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Evanghelul familia și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Rugăm, Doamne, primește cu îngurare darurile credincioșilor Tăi, ca prin ele să devină mai asemenea Fiului Tău și participând la celebrarea jertfei mântuitoare, prin care a meritat pentru noi pe Duhul Sfânt să-L mărturisească fără încetare pe Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Oh,
pe darurile acestea nouă Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi Sângele Domnului nostru, Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta tot. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se vasă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Thank you.
pentru că am învățat de jos iubirea ta, să fim unurea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, ci binevoiește ai dăruit pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu voi. Pentru Domnului să nu te iuse pe pace.
să ne rugăm. Însoțește de acum, Doamne, cu binecuvântarea Ta, pe cei care au primit pecetea Darului Duhului Sfânt și taina Duhului Fiului Tău, pentru ca, vindând toate dificultățile, să aducă bucurie bisericii Tale sfinte și să contribuie la răspândirea ei în lume, prin dragostea și prin faptele lor, prin Hristos, Domnul nostru. Italia, Spania, Irlanda, Anglia, Germania,
și alte locuri din această țară. Vreau să le mulțumesc în primul rând copiilor pentru răbdarea pe care au avut în timp. I-am cam stresat cu această pregătire, dar aș vrea să îi încurajez pe cei părinți care chiar dacă au plecat în această comunitate, chiar dacă spunem noi că mulți uită rădăcinile și locul unde pleacă, mulți dintre ei nu au uitat acest lucru. Și fericit, pentru că parte din copii, poate mult mai bine pregătiți, se află aici în față. Spania, Italia, copii care acolo continuă să-și mărturisească credința, așa cum au învățat și în definiție putării. La fel și părinților, le mulțumesc pentru educația pe care o dau și continuă zilnic să ofere acestor copii. Vă mulțumim că ați simțit că sunteți acasă, să vă simțiți ca acasă și de acum înainte. Vă invit, mai există o sărbătoare de care am aflat-o cât de curând. Părintele care a construit biserica, Părintele Klein, împlinește 40 de ani la moartea sa. De aceea, pe 20 septembrie, facem o altă sărbătoare diferită de această dată. Mulțumindu-i Părintelui Klein pentru acest edificiu și pentru toate sacrificiile pe care le-a făcut comunității noastre. Vă mulțumim că ați venit. La casele noastre, vreau să adaug un scurt cuvânt. Mai întâi, felicit pe acești nou miluiți, pe părinții și naștilor, îl felicit pe părintele Ferdoi, spunem noi, Laurențiu Ignat, și pe părinții care l-au ajutat, preoții care l-au ajutat și persoanele laice, și care v-ați implicat într-un fel sau altul pe parcursul timpului să-i pregătiți pe acești acum nou miluiți și să le oferiți sprijinul de care aveau nevoie ca să trăiască din plin această zi minunată din viața lor. Mă bucur, Părinte Ferdo, că ai adus aminte la Sfânta Liturghie și ai apreciat pe cei care, fiind departe de țară, în alte țări din Europa sau în lume, nu uită de cele religioase și își trăiesc frumos, autentic, credința lor. Îi felicit pe toți aceștia și pe toți cei care lucrați în străinătate și ați venit o parte aici, alții ne urmăriți pe internet, încurajându-vă să trăiți din plin credința oriunde vă aflați pe fața Pământului. Dumnezeu este prezent peste tot și pe El trebuie să-L adorăm, Lui să-I mulțumim, în El să le punem toată încrederea și să-I cerem, să ne intereze de atâtea nenorociri care se abat asupra Pământului. Și nu uităm că toate acestea au o explicație în ultimul rând sau în ultima analiză în răutatea păcatelor noastre. Dumnezeu să ne ierte și să ne copleșească cu harul și cu cuvântarea sa. La fel mă bucur praimente cu Părintele Klein Kielfeld, la care cel puțin cei în vârstă țin foarte mult, pentru că El este titlul acestei biserici și noi ne bucurăm acum, sigur, au fost și ceilalți părinți patru, părinții aici, Părintele Rășcai, peste careva, de cei care au lucrat cu zel în această parohie și au focusețat-o mereu. Acum este rândul Sfinției Tare Părinte Ferdo să continui munca la etajă alături de Părintele Ricardo, actualul Ricardo și de toți cei care te vor ajuta să îți împlinești mai bine slujirea în această parohie în Tămășeni, care este o parohie între cele mari
și sigur cu probleme ca peste tot, pentru că oriunde activăm pe preoții, trebuie să dăm dovadă de zel și să înfruntăm și dificultățile care ne apar în cale. Dar uniți mereu în rugăciune și cu puterea Lui Dumnezeu, luminați și întăriți de Duhul Sfânt, sperăm toți la locul nostru să ne facem cât mai bine datoria și prin toate să preamănim pe Dumnezeu. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, pentru frumoasa Sfântă Liturghie de astăzi și vreau ca Duhul Sfânt să lucreze mereu în voi, din nou mă refer la voi, cei sărbătoriți și, cum am zis, în cadrul predicii, să nu fie un punct terminus în viața voastră finală, abia de acum începeți, luminați și întăriți de Duhul Sfânt, să dați mărturie bună și curajoasă despre vă doresc tuturor o după amiază frumoasă, poftă bună la masa de prânz, să primiți cadouri cât mai multe și mai consistente și să vă bucurați de această zi minunată. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie Sfintei, ei s-au încheiat. Mergeți și trăiți în pace.